educației ca fiind constituțională este obligatorie și opozabilă tuturor părților. Este obligatorie și opozabilă inițiatorului angajării, Guvernul României, și este opozabilă și Parlamentului României, care trebuie să ia act de faptul că angajarea este neconstituțională și automat și moțiunea de cenzură pe care opoziția a prezentat-o și pe care nu a continuat-o este lipsită de obiect. De aceea îndrăznesc să spun că această speță, pe care am crezut că este încheiată definitiv pe 3 noiembrie, reprezintă un element extrem de important pentru statul de drept din România. Pentru că dacă atunci când Curtea Constituțională declară o angajare de răspundere ca fiind neconstituțională și prin artificii sau prin decizii ulterioare se ajunge la contestarea deciziilor curții, în clipa respectivă, statul de drept din România practic nu mai există. Mai mult decât atât, așa cum v-am spus și la intrare, am fost însoțit de colegii mei din Senat și de președintele Comisiei Juridice, dar mai ales de doi colegi senatori din Comisia pentru Învățământ. Întreaga tevatură în jurul acestui subiect nu mai are relevanță și din punct de vedere al faptului că Senatul României se apropie de o concluzie cu privire la legea educației. Informațiile pe care le avem este că până duminică Comisia pentru Învățământ va finaliza raportul și plenul Senatului se va pronunța începând de săptămâna viitoare cu privire la acest text. Deci finalitatea acestui demers este de asemenea o finalitate neclară și, în punctul meu de vedere, periculoasă. Evident, este dreptul primului ministru, este dreptul guvernului sau al președintei Camerei să susțină punctul domnilor de vedere. Dar aș îndrăzni să fac apel la privirea asupra acestui subiect, dincolo de subiectul educației sau dincolo de subiectul unei majorități efemere în Parlamentul României. Acest tip de precedent nu poate fi acceptat. Și credem că atunci când o angajare de răspundere declarată neconstituțională de două ori de către curte și în noiembrie 2009, pe fondul legii și acum pe procedura angajării, cred că altă soluție nu este decât ca primul ministru să decidă retragerea angajării răspunderii, iar biloul reunite ale celor două camere să constate, de fapt, că angajarea este neconstituțională și că moțiunea de cenzură este practic caducă și lipsită de obiect. Cred că aceasta este, de fapt, invitația pe care Curtea ne-a făcut-o la loialitate constituțională între cele două părți aflate în conflict constituțional declarat de către Curte. Și fac și pe această cale, nu în fața Curții, ci aici, în fața dumneavoastră, un apel primul ministru care este jurist și un om care cunoaște drept constituțional, să înțeleagă că în acest moment, cel puțin această cale de a adopta legea educației este închisă și că trebuie să revenim la normalitate democratică și constituțională în această țară. Vă mulțumesc. Dați-vă să-mi permiteți. Vă mulțumesc. Am pledat în fața curții cu prezentându-le în primul rând o serie de evenimente și poate un moment extrem de important loc în data de 28 octombrie, înainte de ședința de plen. Noi am discutat despre oportunitatea asumării în ședința birourilor permanente comune și am decis prin vot continuarea acestei proceduri. Cred că este un moment cheie. Un moment cheie care, dacă vreți, se suprapune foarte bine pe decizia Curții Constituționale, care lasă la latitudinea celor două foruri, Guvern și Parlament, să ia o decizie și să găsească o modalitate de a depăși acest moment de conflict. Momentul a fost depășit, odată prin ședința Biroului Permanent Comun din 28 octombrie, unde s-a supus la vot continuarea sau nu a procedurii asumării, și s-a decis continuarea asumării, și plenul, care a decis tot prin vot, ca pe ordinea de zi a plenului comun, să avem asumarea și, așa cum știe toată lumea, premierul să-și asume în fața plenului reunit, să continue procedura asumării. Până la urmă, indiferent de tema despre care vorbim, indiferent de care este stadiul unei legi sau alta, vorbim de dreptul unui guvern de a primi sau nu încrederea Parlamentului. În condițiile astea, guvernul are acest drept constituțional și, în mod evident, Parlamentul nu poate bloca acest drept, pentru că, în mod evident, ar încălca un drept al unei alte puteri. Acestea au fost ideile pe care le-am susținut și... Foarte pe scurt.
Guvernul a respectat, respectă și va respecta deciziile Curții Constituționale. Curtea Constituțională spune două lucruri importante în decizia anterioară. 1. Că există un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament cu privire la Legea Educației Naționale prin procedura asumării răspunderii. Și în al doilea rând, Curtea spune Guvernul nu poate fi obligat să renunțe la procedura asumării răspunderii, așa cum a solicitat președintele Senatului Mircea Joană. Și noi am respectat această decizie. Doar că, după momentul sesizării Curții Constituționale de către Mircea Joană, 19 octombrie, au intervenit trei elemente noi care, practic, au stins conflictul juridic dintre Parlament și Guvern pe Legea Educației Naționale prin faptul că Parlamentul a acceptat continuarea procedurii după ce președintele Senatului a sesizat Curtea Constituțională. Și care sunt aceste trei elemente noi? 1. Decizia birourilor permanente ale celor două camere din data de 28 octombrie, în dimineața asumării, de a continua asumarea răspunderii. Deci, deși au sesizat un conflict doar prin sesizarea lui Mircea Joană, și Mircea Joană nici măcar n-a avut votul plenului Senatului pentru a sesiza Curtea Constituțională, a fost o decizie individuală a președintelui Senatului și nu a plenului Senatului. Deci, birourile permanente au acceptat cu majoritate de voturi continuarea procedurii asumării. 2. Plenul reunit în acea dimineață a acceptat cu 336 de voturi pentru, 3 împotrivă, includerea pe ordinea de zi a asumării răspunderii. 3. Și cel mai important, primul ministru, în temeiul articolului 114 din Constituție, anunță asumarea răspunderii pe Legea Educației Naționale. Și în ultimul rând, 29 octombrie, depunerea moțiunii de cenzură de către opoziție ca răspuns la angajarea răspunderii de către Guvern pe Legea Educației Naționale. În condițiile acestea, existența conflictului juridic constatat de curte a fost rezolvat prin acceptarea procedurii de către birourile permanente și de către plenul celor două camere, astfel încât, în acest moment, ea nu mai poate fi oprită asumarea răspunderii, pentru că se încalcă, pe de o parte, articolul din regulamentul ședințelor comune care spune că în 5 zile de la depunere moțiunea de cenzură trebuie să fie prezentată plenul celor două camere, și încalcă articolul 114 din Constituție care spune că în 3 zile de la prezentare se votează și se dezbate și se votează moțiunea de cenzură. Parlamentul nu are niciun temei în acest moment să refuze continuarea procedurii. Scrisoarea președintelui Mircea Joană adresată primului ministru cu privire la renunțarea asumării nu are niciun fundament juridic și nu are nicio valoare juridică. Pentru că poate fi un gest politic, dar gestul lui Mircea Joană nu are nici aprobarea plenului Senatului, nici aprobarea plenului celor două camere ale Parlamentului. Și atunci, pe bună dreptate, se pune întrebarea, cu ce drept în acest moment Parlamentul refuză continuarea unei proceduri de asumare? Și ați văzut că nu există același punct de vedere între președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților cu privire la continuarea sau necontinuarea procedurii de asumare. Din acest punct de vedere, punctul nostru susținut în fața Curții a fost acela că în acest moment suntem într-un conflict juridic cu Parlamentul, Guvernul cu Parlamentul, din perspectiva faptului că, așa cum definește decizia Curții Constituționale din anul 2005, prin conflict juridic înțelegem situația în care o autoritate refuză să îndeplinească atribuțiile pe care le are potrivit. Și care sunt atribuțiile Parlamentului în acest moment? De a prezenta și dezbate cenzură. Deci suntem într-un conflict și că el poate fi soluționat acum doar prin continuarea procedurii, iar Curtea este invitată să analizeze acest aspect și să decidă aplicarea Constituției. Să sperăm că din acest punct de vedere vom avea cu toții o aplicare a Constituției în litera și în spiritul ei. Nici guvernul nu are niciun temei, nici guvernul nu are niciun temei să continue procedura de angajare. Asta a spus-o Curtea în motivare. Guvernul nu are nicio motivare să-și angajeze răspunderea pe legea educației. Nu v-aș ruga să citiți penultimul paragraf care spune Curtea nu poate obliga guvernul să renunțe la procedura asumării, așa cum a solicitat președintele Senatului Mircea Joană. Deci, prin continuarea procedurii, vă rog încă un lucru. Uitați-vă la decizia
Curții Constituționale în integralitatea ei, veți vedea că patru judecători, foarte important acest lucru, dar vă rog să citiți cu maximă atenție, patru judecători, că există conflict și procedura e neconstituțională, cinci judecători spun că există conflict, dar că procedura este constituțională. Deci, în decizia curții, dacă vă analizați și vedeți opiniile separate și concurente, veți vedea că majoritatea curții constată că procedura este constituțională, poate fi urmată, doar că există conflict juridic. Și noi am spus, da, există conflict juridic, doar că s-a rezolvat după momentul sesizării Curții Constituționale. Curtea nu putea analiza alte elemente decât acelea pe care le-a avut în sesizarea domnului președinte al Senatului Mircea Joană din 19 octombrie. După acel moment au intervenit elemente care au soluționat conflictul declarat de către Curtea Constituțională. Pentru că în decizie sunt următoarele poziții. Patru opinii într-un fel, patru opinii separate și opinie concurentă. Opinia concurentă spune foarte clar că există conflict, dar procedura este constituțională. Dacă adăugăm la cele patru poziții care erau și spunea că Parlamentul este obligat să meargă mai departe cu procedura asumării, vedeți în fapt că majoritatea judecătorilor curții constată că procedura poate merge mai departe în baza deciziei anterioare. Vă mulțumesc foarte mult. Să ne răspundeți la niște întrebări. Domnul premier. Profesorul de...